Iar în contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, mai mulți lideri europeni încearcă să îl dublece pe Vladimir Putin, iar presa britanică spune că premierul Boris Johnson a și făcut-o. Cei doi lideri au convenit asupra necesității de a ajunge la o soluționare pașnică a conflictului, a declarat un de cuvânt al Downing Street. Și Macron a transmis că nu exclude o vizită la Moscova în perioada următoare. Boris Johnson a discutat telefonic miercuri cu liderul rus Vladimir Putin cu privire la criza ucraineană și situația foarte tensionată legată de cei peste 100 de de militari ruși desfășurați la granița cu Ucraina, relatează Sky News. Potrivit unui comunicat de presă, premierul britanic i-a transmis lui Putin că orice incursiune a Rusiei în țara vecină ar fi greșeală tragică. Mai mult decât atât, premierul britanic a subliniat necesitatea găsirii unei căi care să respecte și integritatea teritorială a Ucrainei și dreptul la legitimă apărare. Conform Londrei, cei doi lideri au fost de acord că escaladarea tensiunilor nu este în interesul nimănui. Premierul britanic spune că a subliniat importanța dialogului și diplomației, dar și necesitatea includerii Ucrainei în negocieri. Totuși, rușii nu au părut prea convinși de intervenția lui Boris Johnson. În continuare, Kremlinul acuză lipsa de interes a NATO pentru un răspuns adecvat la îngrijorările fondate ale Rusiei și dau vina pe Ucraina pentru încălcarea înțelegerilor de la Minsk. Și președintele francez Emmanuel Macron dorește să facă demersuri diplomatice în vederea slăbirii tensiunilor din estul Europei. Acesta a declarat că nu exclude o eventuală vizită la Moscova. Acesta a mai spus că nu va exista securitate și stabilitate pentru Europa dacă europenii nu au capacitatea de a se apăra și de a construi o soluție comună cu toți vecinilor, între care rușii.